Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii iulie. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi spune care sunt previziunile pentru tine în această lună, așa că te rog să rămâi alături de mine. Salutare, dragii mei urmăritori! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele voastre, cele pe care le-am primit de ziua mea. Vă mulțumesc infinit și vă îmbrățișez pe fiecare în parte. Iată că ne întâlnim la Zodiacul lunii iulie de data aceasta și înainte de a începe această citire vreau să vă readuc aminte faptul că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așa că este foarte, foarte important să știți că s-ar putea să nu vă regăsiți cu toții, da, în aceste mesaje. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia Pești. Voi extrage prima oară un card pentru voi. Sunt niște carduri de lemn pe care eu am scris niște cuvinte și vreau să văd cu ce cuvânt sau cu ce îndrumare începeți voi această citire. Pentru cei din zodia Pești. Un mesaj important pentru ei. Bun. Ok. Un mesaj foarte frumos pentru voi, dragii mei pești. Începeți cu această îndrumare și anume, uit suferința. Poate să fie vorba despre o suferință mai veche, poate să fie vorba despre o supărare, ceva care v-a tot apăsat, să spunem, în ultima perioadă. Da? Este un mesaj care a mai căzut la o zodie, dacă nu mă înșel, cred că la Capricorn sau Săgetător, nu mai știu exact. Poate ai legătură cu cineva din aceste zodii. Uit suferința, acesta este mesajul pentru voi. Cred că este momentul să îngropați ceva. Pentru totdeauna, dar este momentul să uitați poate și faptul că ați fost într-o relație ce nu a fost neapărat pentru voi, poate să uitați o anumită trădare, da? Și asta pentru binele vostru, nu neapărat pentru celălalt, ci pentru binele vostru. Uit suferința, uit apăsarea, uit trădarea, uit acea supărare, da? Acel eveniment care mi-a creat probleme, da? Acum, bineînțeles, în funcție de situația fiecăruia de viață. Hai să mergem mai departe, să vedem care sunt și mesajele îngerilor pentru voi. Un mesaj al îngerilor, vă rog să-mi transmiteți un mesaj pentru cei din zodia Pești. Bun. Ok, două mesaje pentru tine. Primul mesaj vine de la îngerul Maia. Îți voi citi imediat mesajul de pe card. Mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Dragii mei, cred că este o perioadă foarte bună pentru voi să începeți să studiați ceva. Da? Să începeți să studiați ceva sau poate să aprofundați o anumită materie. Simt că unii dintre voi încă nu sunt în totalitate dezvoltați pe o anumită zonă, da? Și ai nevoie să faci acest curs, să știi. Gândește-te să faci un curs, gândește-te să-ți iei o diplomă, gândește-te să mai studiezi ceva. Al doilea mesaj pentru tine este de la Îngerul Shanti, care vorbește despre pace. Însă să știi că Îngerul Shanti vorbește și despre căsătorie. Da? Deci este un înger care aduce această veste a unei relații serioase, a unei eventuale căsătorii, un parteneriat foarte frumos. Da? Pe de altă parte, bineînțeles că îți aduce această pace, sunt îngerul păcii, îți aduc liniște și îți netezesc drumul spre înainte, pentru că peștele are un drum acum, da? Bineînțeles, acest drum al tău la un moment dat a avut o întrerupere și acum am senzația că repornești la acest drum. Fii în pace. Este foarte important să fii pașnic, să
fii calm, să nu iei decizii la supărare, da? Și mai ales cred că e foarte important pentru unii dintre voi să rupeți definitiv legătura cu o anumită perioadă din viața voastră. Pentru că perioada aia va aduce sau vă readuce tot timpul niște amintiri acolo și e ca și cum redeschideți cutia Pandorei, cutia suferinței, da? Nu degeaba v-a căzut acest mesaj. Să uitați această suferință. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem care este și mesajul Marii Preotese, da? Din oracolul Preotesei. Ok, pentru cei din Zodia Pești, vă rog să-mi oferiți un mesaj important. Mi-au căzut mai multe cărți, însă pe acestea nu le voi lua în considerare, ci voi lua în considerare doar această carte. 44, dragul meu pește, 44 este un număr foarte puternic ce vorbește despre nevoia concretă, deci acum vorbim despre concret, palpabil, de stabilitate. Da? Asta înseamnă pentru tine găsirea unei locuințe, înseamnă prinderea unor rădăcini într-o anumită zonă, înseamnă faptul că tu îți cauți un loc, da? Un loc al tău, fie că este în zona asta emoțională, fie că este pe zona financiară, deci îți cauți această stabilitate. Cartea se numește Harvest, da? Gathering of Blessings. Asta înseamnă că intră niște binecuvântări în viața ta din punctul ăsta de vedere. Iată. O carte foarte frumoasă ce arată și răbdarea, să știi. Vezi, această femeie nu se grăbește nicăieri. Atitudinea ei, mimica feței, da? Vorbește despre calmitate. Vei găsi aceste rezultate, vei găsi aceste răspunsuri doar dacă îți vei păstra această calmitate. Culegi ceva, deci culegi ceva și culegi roadele unei munci de cel puțin 6 luni de zile. Da? Deci ai trecut așa printr-o perioadă de 6-7 luni de zile în care ai dat foarte mult, ai oferit foarte mult, ai creat, ai făcut niște lucruri și acum vin recompensele către tine, da? Vin aceste binecuvântări în viața ta. Exact cum este și vorba aceea, culegi ceea ce ai semănat, da? Este momentul culturii pentru tine. Bun. Hai să vedem și din oracolul astrologic care sunt aspectele ce te așteaptă pe tine în această lună. Pentru cei din Zodia Pești, vă rog, mesaje importante. Crești foarte frumos, să știi, vezi că este o perioadă de 4 ani, acum mi-a venit mesajul acesta, de 4 ani în care tu vei crește foarte frumos. Și ceea ce faci acum înseamnă, va însemna foarte mult pentru viitorul tău, da? Tot ce ține de zona de asigurare, asigurare financiară, asigurare de viață, pensie, business, pui niște baze solide, da? Bun, avem prima carte, iată, Luna în Taur. A mai căzut cartea asta la o zodie. Deci Luna în Taur ce vorbește din nou despre nevoia de confort, dar și despre îndrăgostire. Da? Avem apoi Soarele în Berbec și avem aici Casa întâi. Foarte frumos. Voi lua prima oară această carte să știm poziția ta. Avem Casa întâi din astrologie, din harta ta natală. Casa întâi este și casa unde tu ai ascendentul. Deci este și în funcție de ascendentul pe care ai. Asta înseamnă că va fi foarte activ casa asta în următoarea perioadă pentru tine. Este o casă ce vorbește despre comportament, felul în care te vezi pe tine, felul în care ești văzut de către ceilalți, corpul fizic, asta poate însemna pentru unii dintre voi, poate probleme legate de vitalitate, de forța voastră fizică, de felul în care vă prezentați, da? Temperament, personalitate, se schimbă niște lucruri aici, da? Se schimbă niște lucruri și am senzația că îți dovedești tu ție că poți să faci niște chestiuni la care poate nu te-ai gândit până acum ceva timp, da? Așa cum îți spuneam, foarte activă casa întâi pentru tine, vorbește despre tine, casa întâi, da? Deci acum este vorba despre tine.
Nu cred că este momentul să dai vina pe cineva dacă ți s-a întâmplat o anumită situație, ci mai degrabă încearcă să vezi, să pătrunzi în profunzimea acelei situații, să-ți dai seama de fapt că a fost vorba despre decizia ta, da? Și că ceea ce ți se întâmplă acum, repet, poate fi un rezultat bun a ceea ce tu ai semănat, dar dacă nu a fost acea acțiune bună, potrivită, s-ar putea să tragi anumite consecințe. Bun, următoarea carte, în poziția ta, un semn foarte puternic masculin, avem berbecul, așa cum îți spuneam, soarele în berbec pentru tine. Soarele în berbec ce arată inițiativa, da? Arată începutul, arată inițierea poate unui vis de-al tău, al unui proiect de-al tău, deci lucrezi la chestiunea aceasta, ambiție, energie, curaj, te afli la cârmă, deci conduci de data aceasta. Ești foarte spontan, da? Ești foarte spontan în luna iulie. Simt aici că pentru unii dintre voi se prevede chiar și o călătorie cu cineva. Poți avea legătură cu cineva din zodia Taur sau care are luna în această zodie, pentru că există o conexiune pe care o simt aici. Și o, cum să-ți spun eu, o nevoie foarte mare de confort emoțional, de stabilitate, de a avea, da? Deci Taurul despre asta este, eu am, da? Eu dețin, îți poți cumpăra ceva nou sau vă puteți cumpăra ceva în această perioadă, vă căutați un loc al vostru, vă căutați o casă, vreți să aveți parte de această siguranță, așa cum spuneam mai devreme. Tradiție. Taurul vorbește despre tradiție. Tot ce ține de zona asta tradițională, poate chiar și o mentalitate tradițională, ești pe stilul vechi, să spunem, dar nu pe stilul nou. Responsabilitate, curtoazie, există și un flirt aici. Poate unii dintre voi vă aflați la începutul unei relații și vă bucurați pur și simplu de această relație. Chiar dacă să spunem, poate doar unul dintre voi are planuri mai mari decât celălalt, da? Așa se întâmplă întotdeauna, însă este o poziție foarte bună să știi ce ai tu aici. Vrei să te asiguri că faci tot ce poți tu și tot ce ține de tine să fie bine, atât în perspectiva asta financiară, cât și în relația aceasta. Bun, deci nevoia de confort avem aici. Nevoia de confort mai mult decât niciodată. Vreau să mă simt bine, vreau să fiu bine, vreau să-mi acord această șansă, vreau să fac tot ce ține de mine ca viitorul meu să fie asigurat. Bun, dragii mei pești, mergem mai departe. Haideți să vedem ce spun și cărțile de tarot pentru cei din zodia pești. Mesaje importante pentru cei din zodia pești. Tu intri într-o nouă aventură, să știi, a vieții tale, deci se termină la tine o etapă aici, te simt foarte dinamic și simt că vrei să-ți creezi prosperitatea. Tu ai nevoie de bani, deci ai nevoie de bani. Bun. La baza pachetului, iată, avem aici regele de cupe, emoție, romantism, entuziasm, ceva la ce tu contemplezi aici. Este o carte foarte bună, după cum poți observa, foarte multă apă, asta înseamnă foarte multă emoție, da? Foarte multă emoție. Cred că unii dintre voi intrați așa într-o energie din asta familistă. Simți nevoia de un echilibru emoțional și cred că de aceea te-ai și atașat de persoana asta. Deci îți oferă acest echilibru emoțional. Este foarte posibil să participi în următoarea perioadă, în luna iulie, la o reuniune cu cineva drag. Poate să fie o întâlnire, poate să fie un eveniment, da? Și simt că te vei bucura foarte, foarte mult. Romantism. Apoi avem Pajul de cupe, iarăși o carte de cupe, ce arată că o nouă persoană intră în viața ta. Deci mesajul ăsta este pentru cei care poate sunt singuri, pentru cei care nu au pe nimeni, da?
Intuiția nu te trădează deloc în această perioadă. Tu și așa ai o intuiție foarte dezvoltată, însă acum în luna iulie simți așa niște lucruri pe care nu le-ai mai simțit niciodată. Da? Unii chiar vă îndrăgostiți cu adevărat, intră această persoană nouă pentru unii dintre voi în viața voastră, un început de relație, o nouă fază în relație și foarte multe abilități psihice, da? Care se dezvoltă. Foarte multe. O energie superbă, nu știu, dragul meu pește, dar te simt așa într-o energie a iubirii, simt că ceva se transformă acolo pe corpul tău fizic, în comportamentul tău, în felul în care vezi lucrurile, pentru că, repet, casa întâi despre asta vorbește, tot ce ține de personalitatea ta, tot ce ține de tine, de aspectul tău fizic, da? Vezi unde ai ascendentul. Bun. Următoarea carte, aici avem Regele de Spade, Pajul de Spade. Este foarte interesant că ți-au căzut prima oară Regele de Cupe, Pajul de Cupe, acum ai Regele de Spade și Pajul de Spade. Deci te împarți între logică, rațiune și emoție. Vrei și nu vrei. Sunt lucruri noi pentru tine pe care nu știi neapărat cum să le gestionezi, da? Vorbește despre toate lucrurile astea, vorbește cu partenerul tău, vorbește despre ele, spune-i ce simți, ce gândești. Poate totuși sunteți persoane mai radicale, unii dintre voi. Poate, nu știu, vă temeți de o anumită seriozitate. Da? Avem aici acest îndemn de a vorbi cu voce tare, de a spune lucrurilor pe nume, primești niște sfaturi pe zona asta profesională și există și un fel de echilibru mental, da, de care tu beneficiezi în luna iulie. Iar pajul de spade vorbește despre impulsivitate, puțin despre curiozitate. Poate grăbești lucrurile, da? Sau poate ești în luna iulie mai impulsiv, așa te simt cei din jurul tău. Sunt niște provocări, într-adevăr, care vin spre tine, pot fi anumite întârzieri ale unor planuri sau pur și simplu vorbim despre schimbări, da? Schimbări pe zona asta. Încă o dată simt zona de studiu pentru tine, dar cred că te confrunți totuși cu o întârziere într-un aspect. Poate să fie un proiect, poate să fie un contract, poate să fie o întâlnire, da? Bun, hai să vedem alte mesaje pentru cei din Zodia Pești. Ok, sunt două cărți pentru tine ce au căzut. Avem 3 de spade, iar 3 de spade. 3 de spade și 8 de monede. Skill-uri. Muncă răsplătită pentru tine, dragul meu pește. Vezi, rezultate, iarăși. 8 de monede arată profesionalismul, arată dedicarea, arată devotamentul pentru zona asta profesională a ta. Însă, vezi, ai început așa, cu pași mărunți și simt că ușor, ușor crești, să știi. Înveți tot ce ai nevoie despre un anumit subiect în viața ta. Mă întorc iarăși la primul îndemn pe care ți l-am spus mai devreme și anume că poate ai nevoie să-ți iei o certificare sau să faci un curs, da? Să-ți consolidezi aceste informații. Te vor ajuta. Întoarcerea la școală, știi? Arată 8 de monede. Mă întorc la școală, mă întorc la studiu, mă întorc la cărți. Îmi iau perioada aia pentru mine în care iarăși stau să le disec, să fac rezumate, să înțeleg ceva, da? Apoi avem acest 3 de spade ce vorbește poate despre o supărare ce poate intra în luna iulie în viața ta. Ia-ți acest timp de vindecare, nevoia poate de a vedea alte perspective. Simt aici o supărare legată de cineva, deci nu neapărat de tine. Poate să fie o persoană din jurul tău care nu se simte foarte bine, îți creează și ție o neplăcere, îți creează și ție un disconfort. Deci nu cred că neapărat este vorba despre tine. Dragii mei pești, aveți o lună foarte, foarte tare și o lună foarte puternică, ce cred eu că va duce la schimbări destul de mari în ceea ce privește temperamentul tău
și felul în care tu te vezi și felul în care tu te raportezi la ceilalți, repet, pentru că ești pe casa întâi, culegi anumite roade, sunt lucruri pe care tu le-ai însămânțat acum ceva timp acolo, ai lucrat la ele și vine o perioadă de binecuvântări în viața ta și de bani, da? Și pe zona aceasta a iubirii, pentru unii dintre voi clar va intra cineva în viața voastră, s-ar putea să intre cu bocancii, să știți, nu o să vă așteptați, iar pentru cei care deja de ceva timp au o relație, această relație crește foarte, foarte frumos. Acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și în cadrul acestui zodiac pe luna iulie. Nu uitați că rămânem conectați în online, pe pagina mea de Facebook Amos Tarot, pe pagina mea de Instagram Amos The Wizard, iar pentru cei care nu mă cunosc încă, dar doresc să afle detalii legate de mine sau de activitatea mea, găsiți cele mai multe informații pe site-ul oficial amostarot.ro. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, dragii mei, și vă rog să aveți foarte mare grijă de voi.